Autorii suntem noi, oamenii care aparținem acestui meleag frumos. Asociația Inima Moldovei din orașul Ravenna, Italia, naște în septembrie 2016 și are drept scop promovarea tradițiilor și culturii neamului nostru pentru a le transmite mai departe. În special ne străduim să cultivăm aceste valori tinerilor generații care trebuie să-și cunoască rădăcinile. Copiii noștri sunt acel capital uman în care noi ne străduim să investim și anume implicându-i în mai multe activități și ateliere culturale. Muncim mult și binevol, dar cel mai important, cu mult dor de casă și de cei dragi rămași acolo. Am reușit să organizăm mai multe evenimente împreună cu comunitatea noastră, precum sărbătoarea Crăciunului, unde copiii recită poezii, colinde și primesc cadouri de la Moș Crăciun. O altă realizare frumoasă a noastră este Festivalul Mărțișor, pe care îl repetăm de fiecare primăvară cu mare drag, unde copiii prezintă spectacole cu poezii și cântece dedicate mamelor și primăverii în limba maternă. Răsună cântece populare de către amatorii noștri din diaspora, dar și artiștii meriți de acasă, care ne alină dorul prin cântec, joc și voie bună. Frumoasa tradiție mărțișor rămâne preferată tuturor. Organizăm anual un atelier împreună cu copiii și părinții, unde povestim și proiectăm legenda mărțișorului în limba maternă. Confecționăm mărțișoare și le realizăm în cadrul târgurilor de caritate. Vese despre mărțișor am dus-o și în școlile italiene din zona noastră, cu prezentare legendei în limba italiană, care se bucură de un mare succes în rândul elevilor și a devenit un simbol al primăverii și prieteniei. Un alt atelier îndrăgit de copii și părinți este încondierea ouălor, pe care îl petrecem în pragul sărbătorii de Paște, unde fiecare se întrece în creativitate și iscusință. Iar la început de iunie, când începe vacanța cea mare, sărbătorim Festivalul Familiei, care coincide și cu Ziua Internațională a Copilului. Doar ce este important să trăim în comunitate, ca într-o familie mare și unită. Aici ne întrecem în starturi vesele, defilăm pe podium cu cele mai frumoase hobby și aspirații a copiilor din diasporă, primind în dar cărți, jucării și dulciuri. Iar gospodinele se întrec în pregătirea bucatelor tradiționale. Organizăm la fel șezători, expoziții de produse alimentare și obiecte de artizanat din țara noastră. La fel, am avut mare onoare să prezentăm comunității filmul documentar al regizorului nostru din Moldova, Dumitru Grosei, producător Arcadie Plăcintă, Călăraș, un ținut la poarta raiului. Am găzduit neapărat Teatrul Licurici cu valoroasa poveste Capra cu trei iezi, unde toate vârstele s-au lăsat duse de valul copilăriei, savurând la maxim acel frumos spectacol bogat în glume și proverbe. Pandemia din anii recenți însă ne-a lipsit de aceste momente de socializare, dar noi am găsit o soluție. Nu ne-am oprit și așa ca și alții, am continuat să activăm în format online. Fiind departe de casă, ținem să valorizăm fiecare sărbătoare tradițională care ne identifică, deoarece dorul de casă persistă mereu în inimile noastre. Rădăcinile sunt în capul nostru și nu în picioare. Oriunde am pleca, în bagajul nostru mereu va fi loc pentru ceea ce este al nostru. În majoritatea proiectelor noastre am fost susținuți de Biroul Relații cu Diaspora, Ministerul Culturii și Educației, ANTEM, Ambasada și Consulatul Republicii Moldova în Italia. Și pe această cale ținem să le mulțumim din suflet.